do you think about making a difference? First, I would like to congratulate to whole team, because I think they did a tremendous job, especially in defense. It was the best defensive game of the season. And I must also say also big team came from Romanian players. They helped us a lot, because this is always what I was talking about, that imports are okay, but scoring, but the local players must really step in and make it. And that's exactly what happened to me. În primul rând, felicitări întregii echipe pentru munca extraordinară care au făcut-o, în special pe partea de apărare. Este cel mai bun meci al nostru din punct de vedere de defensiv. Și în al doilea rând, felicitări jucătorilor români, pentru că astăzi au avut o evoluție constantă și foarte bună. De fiecare dată am spus că jucătorii de import, jucătorii străini pot să marcheze, însă este nevoie de aportul tuturor pentru a câștiga astfel de meciuri importante cum a fost acesta. Încă o dată, nu vă place să vorbiți despre accidentat, dar evident că atunci când toată lumea sau aproape toată lumea e altă echipă, are altă față. Yeah, it's for sure. First, it's not about games, it's more about practice. Because finally, we can normal practice. Before, we have 7-8 players on the court, and we practice what actually you can do. I mean, and now finally, we find a way how to come together and then also change also different directly in the game. And, we have bigger rotation, players respond well from the bench, different stuff. Este adevărat, însă cel mai important aspect este cel al antrenamentelor. Nu ne putem antrena așa cum trebuie dacă nu avem un lot complet. Am avut perioade când aveam 7-8 jucători la antrenament, astfel că odată cu revenirea tuturor am putut să avem o coeziune mai bună și să creăm o unitate. Însă și la meci se vede acest lucru, pentru că jucătorii au o rotație mai lungă, au o bancă mai adâncă, fiecare și-a înțeles rolul și cu odată fericită. Asemănat echipa de astăzi cu cel de la finalul sezonului trecut? Este un fund de ego. Ca jur, ca jur. 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 Every game, 40 minutes, like what Dimitri said, and then we can see how far we can go. We cannot go into prognosis or something. Just game by game. Ar fi bine să putem să menținem acest ritm o perioadă cât mai lungă, însă suntem conștienți de faptul că peste două săptămâni urmează un alt tip de meci în deplasare împotriva unei echipe bune. Pentru noi este clar că trebuie să fim o intensitate mare pe parcursul întregului meci, tot așa cum Dimitri a spus, trebuie să fim concentrați 40 de minute, însă nu este loc de prognoze, nu este loc de pronosticuri, trebuie să luăm meci în meci cu meci și vom vedea ce vom realiza. Această victorie trebuie dublată și de un rezultat prostit la Galați? This win is going to be huge important if we win also in Galați. You know, it's... I mean, for us, every game is important and today we celebrate, tomorrow we wake up and we to continue, we need to work. And that's only what bring us right way. Pentru noi orice meci este foarte important. Astăzi este sâmbătă, ne vom bucura, mâine să ne vom trezi și vom lua de la capăt muncii așa cum am făcut-o și până acum, ca să tratăm fiecare meci pe drumul pe care avem. În seara asta și-a făcut debutul și Cameron. Cum ați caracterizat debutul lui? I mean, he really for the first game coming on actually Monday, meeting the team on Tuesday, start practice what you can expect more, 9 points, playing for the team, playing very good defense as well, but it's for me personally the most important that the players really understand that it's coming from defense, not from offense. I must say only good things so far, and I hope so that with Taylor is, he give us a little bit more freedom to help to be, to not such a big pressure, also good guy, I mean, perfect so far. Pentru un jucător care luni a venit la Târgu Jiu, marți și-a cunoscut cu echipierii și de miercuri a început antrenamentele, ce puteți să dori mai mult decât 9 puncte și o apărare foarte bună care a făcut-o. De fapt, asta este cheia acestui meci. Jucătorii au înțeles că acțiunile și reușitele vin din apărare, nu din atac. Este un jucător care sperăm să rămâne pe aceeași linie, este un echipier bun, este un caracter frumos până acum și vedem cum va fi de acum. But I will also just add that
today I must say also about Noah. He did really good job. He opened the court very well at the beginning. He did 3-point shots, and then I'm really happy for him because I think he has potential there, just he need to realize. Trebuie să adăugăm faptul că și Weinberg a făcut un meci foarte bun. A deschis terenul la începutul meciului cu acele aruncări deschise de 3 puncte.